Salutare, bă, voi și bine ați venit la un nou episod din Cona 2 sau Cona Brune, cum vreți să-i spuneți. Bă, băi, buciți, am rămas aici în casa asta. Ne-am uitat, am avut o capcană, unde era capcana la ușă. Ați aici asta. Tip pe împart, uite asta, asta când am intrat, când a început, era legată, nu știu cu ce aici și o și tras. Vedem dacă este ceva prin casa asta și am plecat. Bă, știți, am rămas aici în zona asta. Noi de aici trebuie să mergem în partea asta aici, aici e băiatul ăla, profesorul. Noi trebuie să luăm pe aici frumos, pac, și am ajuns la profesor. M-am oprit aici că am văzut că este ceva în zona asta. Bine, dar poate ne mai oprim undeva pe drum, vedem dacă mai găsim ceva, dacă nu mergem tot în față și mergem la profesor. Cred că nu mai ne oprim, nu știu, vedem. Bun. Hai să mergem să vedem. Prin casa asta nu știu dacă am căutat, dar cred că da, și în casa asta am căutat, sau nu am căutat, nu mai știu, stai să vedem. A, n-am căutat de aici ceva baterii. De ceva muzică de pe undeva de pe aici. Stai să prindem și un bec. Așa, deci se pare că aici au fost copii în casa asta. Văd aici jucării și văd aici și un ursuleț. Teddy. The fact that a child lived in this isolated place made Carl shudder. And he couldn't think of the fate that this child must have suffered without feeling an immense burden in the pit of his stomach. Suferi copilul pe aici. This ordeal had to end. Ne vedem la oglindă, nu? Nu mă se vede lumina aici. A, uite-l pe Kid Saint Drawing. Deci copilul cred că a văzut pe ăsta. The Depiction of the Creature Invading in the Home. Se pare că creatura asta a invadat casa. Se pare că a fost în casa aici. Aia ce trebuie să o zăpăcim noi acum ultima oară. Bun, hai să plecăm. Mă și duc, mai stau pe aici prin zonă. Unde sunt căței mei? Sunt partea asta undeva. Aici am fost în casa aia de sus, în casele astea am fost. Bun, hai să mergem. Și o luăm frumos către profesor. Bine, i-am aici, uite și calul ăsta. Înghețat de frig. Ori l-a zăpăcit ăla, cum îi spune. Trebuie să iau în stânga. Ori l-a zăpăcit monstrul ăla, nu știu. Ori frigul. Aici în stânga și o luăm în față, nu? Aici trebuie să o luăm, da. Hai, băieții mei, dați. Dați înainte, băieții mei. Voi puteți. Ceva lumina acolo, ce-i acolo? Se vede ceva în față, ia stai. Vă rog, am văzut ceva lumina acolo pe munți. Nu știu sigur. Dredging cave. Am găsit o peșteră ceva asta. Cave like this could have escaped his gaze. Fortunately, Carl knew. Am găsit o peșteră, aici ne putem urca, nu? Aici trebuie să fie ceva. Bine, oricum trebuie să iau în partea aia, ia să vedem. One could only hope that the Mistanite was hidden there. Nu știu acum dacă astea, misiunile astea care trebuie să le fac aici cu... Trebuie să mă duc sus și găsesc ceva ce mă ajută la misiuni. Ori, le faci astea parte, știi, mergi numai să le faci, să găsești chestii. Vedem acum ce găsim aici, dacă găsim ceva. Vedem dacă este ceva aici în zonă, dacă nu este, am plecat de aici. Nu știu, de coborât, cred că tot așa coboară, nu? După aici coborăm, da. Bun, hai să vedem, zice că e o peșteră, ceva pe aici. Să mi-aș o pistolul la mână, unde-i? Aici. Unde-i peștera, ce zice? Ok, zice că e o peșteră, ceva aici, nu? Ce cristal mișto aici. Cristal, că mi-am urmis cristale, zic, nu știu. Și aici putem să coborăm. Și dacă mă duc în față, uite și pe aici putem coborăm. Dar peștera e undeva acolo. Cât că ai peștera. Nu e aici. Să văd și aici ce găsesc, dar peștera e în partea cealaltă. Cred că m-am dus acum. Cred că aici nu este nimica. Ba, este ceva iarbă. Iarba asta parcă te încălzești de frig, ceva de genul era. Ceva făceai, ceva ceaiuri, ceva făceai cu ea. Deci pe aici putem să urcăm, că da, uite-te, mi arată pe partea asta, putem urca. Dar eu cred că peștera e pe undeva prin zona, dar nu știu, ăsta pot să-l sparg? Ia stați așa să vedem. Nu mai spart. Păi și cum aș putea eu să intru în peștera aia? Astea sunt, cred că, misiuni aparte, astea sunt ca un fel de submisiuni. Pentru că eu trebuie normal acum, misiunea mea care e să mă zborăsc cu profesorul ăla și el îmi spune ce
unde-i monstrul ăla, să mă duc să-l bat și chestii de-astea. Dar eu, uite aici peștera, mă place să merg pe tu să caut. Aici este ceva. The atmosphere in the cave was heavy with despair. It smelled like a tomb, madness and sadness. Ce-o puțit ăsta? To the head, trauma frontal. The murder weapon. Ah, cu ăla. Dar cineva cu ăla în cap. Dar și-o dat el în cap. Cred că și-o dat el în cap. Vezi, asta e o fel de o misiune în care ai intrat să mai afli ce s-a întâmplat pe aici, dar nu... Nu găsești altceva. Deci unde e? Unde trebuie să coborăm? Pe aici, nu? Da. Aici avem și câinii. Coboară băiatul. Asta e oricum fel de... Să afli mai mult despre povestea asta, ce s-a întâmplat în joc, știi? Nu e o... Păi nu l-am, nu face parte din misiunea principală, asta am făcut-o eu, că am vrut să urc aici să vedem ce e acolo. Să stingem lanterna, s-a rămas legată bateriile degeaba. Mai avem până jos, mai avem. Gata, nu? Bun, unde sunt căței mei? Unde sunt băieții mei? Aici în față. Bine, i-am lăsat aici, nu știu ce s-a dus ei aici, pentru că i-am lăsat în parte chiar acolo unde m-am urcat, nu? Bun, sunt aici băieții. Ce fac băieții? Bun, băieții. Am să mergem. Trebuie să mergem în partea asta, nu? Nu. Ba da. Ba da, e bine. Băieții pe aici. Mergem să-l vedem pe profesor acum. Care e aici. Dă-i tare până la profesor. Sper să nu apară lup și urși pe aici drum. Ceea ce nu cred. Că apar pe aici. Nu știu. O să vedem. Aici este o casă ceva, băieți, a fost o casă. Da, uite. Prețios. Ia să vedem ce este aici. Ar trebui să fie o casă ceva, ce e aici. Watch Tower. Ia să vedem ce este aici, am oprit și aici. Mai aflăm lucruri noi și pe aici. În casa asta. Trebuie să nu fie o capcană de aia iară. Ce-i asta? Wood duck. O rață din lemn. Un cuțit. O brișcă mai mult. Briceac de la. Așa. Ne puțin lumina și noi, nu? Wooden pipe. O pipă de aia să fumeze băieții. Aici nu mai văd nimica. Uite aici un shotgun. Eu cred că shotgun-ul nu-l aveam, așa-i? De câte mi-aduc eu aminte shotgun-ul nu. Câte îți spunea cineva să-l caut shotgun-ul. Uite-l aici. Și nu l-am avut. Eu să-l folosesc și shotgun-ul ăsta, că nu l-am folosit deloc. Îmi zicea cineva, du-te și caută shotgun-ul. M-a trimis atunci la ce pot, du-te acolo. Și nu l-am găsit. În partea acolo. Bine, poate era. Bine, nu era. Am fost. Dar poate era în camera aia. Știți că n-am putut să deschid o cameră. Ce se aude? Baterii. Și cam atât, aici are lemnele. Și în partea asta cred că nu e nimică, nu? Aici e un WC, cred să nu știu ce e ăla. Bun, am plecat de aici, am găsit și aici, bine că am găsit și... Bine că am intrat în casa asta, că am găsit shotgun-ul. Ceea ce e bine. Și am plecat, acum plecăm iar către profesor. Pentru că mai avem până la profesor o grămadă. Suntem aici și trebuie să ajungem la profesor aici, mă băieți. Poate mai găsim ceva pe drum, nu știu asta. O să vedem acum. Stai să vedem, o luăm bine, da, o luăm bine pe drum. Și mergem către profesor. Să vedem, poate mai găsim ceva prin zonă. Aici în față este ceva, bă, băieți. Nu știu ce e. A, e linia de tren aici. E un tren aici, ceva. Ia să vedem, poate găsim ceva și aici. Găsim ceva în zona asta. Quarantin Arena. Asta să vedem, este ceva acolo? Unde suntem noi? Noi suntem în zona asta. Aici este cineva. Chaos marked the place. A
makeshift camp had been set up here to accommodate the first victims of the explosion. It was apparent that, despite all the scientists who gravitated around Hamilton Mining Corporation, there was no actual Mistanite specialist. All of them were improvised on the basis of previous experience that had nothing to do with this astonishing substance. Yes, it was destined to fail. From the very first day, everyone's fate was already sealed. Găsim noi ceva pe aici. Killing these scientists and doctors. Killing those who stay behind the front lines to care for the victims of war. Carl was well aware of what this meant. The war had already crossed the line. Nu este nimic în zona asta. To massacre everyone. Deci aici când au explodat alea, au murit toți pe aici, au explodat bomba aia, toți au murit. Unde mi-s câinii? Iau și plecăm. Întoarce băiatul. Întoarce băiatul, așa. În partea asta nu pot să o iau. Așa că o să iau în partea asta. Profesorul trebuie să fie pe undeva prin zona asta. Aici mai e unul. Pe jos, pe acolo. Nu vreau să o iei câini încoace. O iau prin pădure, pe aici, da. Bine, că pe aici și trebuie să o iau. Adică pe aici, pe undeva e profesorul ăla. Opriți-vă. Gata. O să-l caut pe băiat. Aici e închis. Uite, l-am și găsit din prima. Salvăm jocul aici. Și vorbim cu nenea, că ăsta știe unde e. Stai suntem pe aici, prin zonă. Mai este ceva? Nu mai este. A, mai este aici o... Da, stai suntem înăuntru aici. Este ceva înainte să plec. Poate mai găsiți, uite, baterii. Așa, să avem de toate. Ăsta a înghețat aici. Victims took different forms. Those that the Mistanite had gnawed. Those to whom the treatments had been fatal. Those that... Băi, atunci ăștia a înghețat de frig aici, uite, ăla. Ce vorbește? A înghețat toți pe aici. Ăsta iară. S-a l-a împușcat cineva, mi se pare că. Să vedem în partea asta aici. Este ceva. Înainte să vorbesc cu profesorul, să pot să iau cam tot ce găsesc pe aici, știi, să nu... Nu las nimica în urmă, aici nu văd nimica, bun. Hai să mergem. Acum putem să mergem la profesor și să vorbim cu el. Pentru că am luat tot. Profesorul e aici, nu? Nu, e acolo, în partea aia. Parcă aici, nu știu dacă am fost. Deci aici n-am fost, chiar așa am scăpat și asta, bine, am scăpat, aici n-am ajuns. Ce asta? Jurnal, tot un jurnal, ceva. Aici nu mai este nimic, bun, hai să mergem. Uite, au avut și o mașină aici. Poate zice profesorul să luăm de mașina asta, nu știu dacă mai merge. Dacă ar merge, ar fi mișto să mergem doi cu ea. Să nu mai lăm câinii, bine, și cu câinii, bine, nu-i rău. Aici nu văd nimic. Aici e profesorul și gata. Bun. Dai să aduce asta. Să vorbim cu nenea. Bun, am ajuns. Enfin, zona de mici, da? Finally, your talking, your time. Bun. Bai, ia să vedem. Nous sommes près du cœur de Tempête. Il doit y avoir des fragments de mistanite rouge dans les environs. Servez-vous de votre compteur GG. Il m'en faut moins 4. Revenez me voir ensuite. Profesorul ăsta, știți că mi-a dat o armă de aia, nu știu dacă ați văzut episodul anterior, dar mi-a dat o armă care pot să, cred că să-l zăpăcesc pe ăla, pe ăla mare. Bun, trebuie să folosim acum. Cred că trebuie să folosim arma aia. Trebuie să găsesc ce? Who's the Geiger counter? I need last 4. Îi trebuie 4. Come back to you când le am. En théorie, en les combinant à la mistanite bleue et en les soumettant à certaines fréquences d'ondes radio, ça devrait normalement calmer la tempête. En théorie.
Bun. Understand. Avez-vous des questions? Are o chestiune, dacă am întrebări. N-am. Bye. Bye, bye. Am plecat. Bine, aș avea ceva întrebări, dar... Lăsăm așa. Bun. Map. Unde dădeam eu să văd elou așa? E așa. Unde dădeam eu să văd alou stirring așa? Trebuie să o luăm, stai așa, trebuie să o luăm pe direcția asta, nu? Bun. El mi-a dat arma asta. Unde-i? Uite, asta mi-a dat-o el. Misterii. Unde-i? Hai că am ieșit din ea. Lancer, uite, asta mi-a dat-o el. Asta mi-a dat-o el. Bun. Deci eu acum ar trebui să mă duc să... Să-i caut la profesor. Am aprins becul? Nu. Uite acum mi-a prins. Trebuie, stai să iau eu shotgun-ul. Așa, cu shotgun-ul o să fac treabă eu. Bun, mă, băieți, trebuie să găsim la asta ceva fragmente, dar trebuie să folosim arma aia ce mi-a dat-o. Dar nu știu pe unde le găsim, ale. S-ar putea să găsim și pe aici, pe zonele pe unde am trecut deja, s-ar putea să fie și pe aici, uite, și aici unde am escalat eu, aici aia trebuie să o sparg. Deci aia trebuie să o sparg cu arma ce mi-a dat-o el și atunci puteam să trec. Înțelegi ce zic? Și atunci noi ar trebui să o luăm pe partea, nu știu pe unde să o iau, să o luăm pe aici, prin zona... Aici în față, aici cred că nu putem să trecem, nu? Aici ce este? Hai să vedem. Trebuie să nu se caut fragmentele la băiatul ăsta. Unde văd eu de alea, uite aici este. Oprește-te. Ia să vedem. Astea pot să le sparg. Uite asta, de exemplu, gheața asta. Cu... That the force that was shaking the world took refuge. The storm that Carl had been trying to spark. Putem să o spargem, bun. Nu știu. Frozen. Asta e înghețat aici. A, dar nu mă lasă să trec în față. A, nu mă lasă. Nu știu de ce. Cred că trebuie să fac misiunea, prețedul ăla și ăla, cred că o să mă trimite aici, normal. Aici, în partea asta, ar fi șeful final. În... Acolo, înăuntru. Dar nu mă lasă, pentru că eu trebuie să fac misiunea, prețedul ăla și el să mă trimite acolo. Așa că îi dăm o băieți în partea asta. Și merg să căutăm, să caut fragmentele aia ce trebuie la băiatul ăsta. La profesor. Vedem unde le găsim. Prin zona asta, în pădurea asta, nu? Acolo unde a fost sus, e unul. Și am mai văzut și în spate. Problema e că eu le-am lăsat în spate și nu le-am luat, știi? Aici nu știu ce este, ia să vedem. Și cum nu le-am luat, trebuie să mă duc după ele. Pentru că eu până am ajuns aici, trebuia... Uite aici. Ia să vedem. 100, uite, detecțion, 138 de metri, 137. Trebuie să mă duc cu aparatul ăsta. Aici pe undeva, cred că ar trebui să iau în față. Asta este lum... Dacă iau, nu au radiațion de timp, trebuie să găsesc radiațiile, știi? Nu mi-arată de aici. Dar trebuie să fie pe aici pe undeva, ia stai așa să vedem. Aici pe undeva, nu? Ar trebui să fie ceva radiație. Bine, l-am avut în mână. 80 de metri, pe aici, pe undeva. 64. 56, 53. Oh, stai să-mi iau shotgun-ul. Nu știu să apară aici. Aici pe undeva ar trebui să fie, nu? Au! Au! Au, ce mi-a dat-o!
Unde-i? De cerbul? Unde-i, bă, cerbul? Dacă până nu zăpăcesc, nu pot să iau piatra asta. Nu știu unde e. Nu știu dacă nu era mai bun pistolul. Eu cu pistolul să știi că m-am descurcat destul de bine. Nu știu unde e cerbul ăla acum. Deci au un bug la joc, la cola, să vadă băieții. Uite la aici bug-ul, cutii de mare. Vedem sub zăpadă. Facem ca să vadă băieții, știi? Așa. Dar unde e-s? Eu nu văd cerbul aici. O fi piatra înăuntru aici? Hai să intrăm înăuntru să vedem. Trebuie aparatul ăla de la băiatul ăla. Hai să-l încărcăm. Și i-am dat-o. A, uite-o aici înăuntru, mă. Și mă uitam pe afară, pe acolo, dar uite-o aici. Asta e piatra ce mă zice Jules ăla. Am una. Mistanite was fascinating. Bun, dar mai trebuie. It's flamboyant. Mai trebuie, băieți, mai trebuie încă... Că eu 4 zis că trebuie să-i duc, nu? 4 de-alea am zis să-i duc, așa că... Mai am nevoie de încă ceva pietre de-astea, așa că... Să căutăm secretul cel mare, dar problema este că mai trebuie încă 3 pietre de-alea. Și-am găsit numai una. Am dus să iau câinii și să mergem să mai căutăm. Stați așa, nu știu unde mi-s câinii, pe aici, pe undeva, nu? Aici, da. Unde e aparatul ăla? Acum nu știu, pentru că aparatul acum, dacă îl pun, nu mi-arată. Unde e, mă? Asta, nu? Da. Nu ai normii, nu ai nimic, nu detectează nimic. Numai când suntem aproape de unde ăla, atunci zice că acolo trebuie să... Bun, bă, atunci aveți zis cum facem. Hai să o luăm pe partea asta. O iau pe tot, așa o iau jos pe aici, o luăm așa și o luăm și pe partea aia, dacă este. Să aibă de-astea roșii, pietre de-astea. Oricum, când sunt, sunt de alea, te anunță, știi? Îți spune aparatul ăla. Și eu nu m-am uitat niciodată după alea, am zis, mă interesează, nu le iau, dar se pare că ne le trebuie, și dacă, ne trebuie, ne trebuie toate 4. Aici cred că, bă, băieți, am mai găsit una, las câine aici, pentru că o sunat aparatul, și cred că e acolo sus, uitați, 101 metri, 107 metri, cred că e aici. Aici s-ar putea să mai avem una. Dar prea mergem la asta. Hai să o luăm pe aici, pe partea asta. Nu am impus să ne urcăm acolo sus. Și că nu găsește radiații, dar o să găsim acum când... Am văzut un lup. Oh, 3 lupi. Pistolul le-au direct. Oh, sunt mai mulți. Ce vorbești? Shotgun-ul e bun, dar cu... Cu pistolul, să știi, am mai multă muniție și atunci... Ce e aici? A, uite, mai găsit aici așa de asta. Asta e bune, cutie. Muniție și tot ce vrei. Or scăpa vreo 4 lucruri, cred că au vreo 6, dacă nu mă înșel pe aici. Sper să nu mai iasă în față. Nu știu unde e radiația, dar pe aici trebuie să fie undeva. Stați așa, nu pot să o pun pe exemplu, să o punem asta, echipament, flashlight, asta nu pot să-l pun pe un buton, să-l pun pe 2 sau să facem așa ceva, știi? Să-l avem pe... Nu mă lasă. Asta nu mă interesează pe mine asta. Asta o vreau. 73 de metri avem. Sper să fie una de-asta roșie, că mi-e trebuie de la roșii. Dacă-s roșii... Wow! Oh.
I-am dat-o. Am de la disperare, am tras acum. Nu-i de asta roșie, mi-e treaba roșie. Se albastră. Îmi trebuie de la roșii. Trebuie să iau ăsta și să mă duc aici în partea asta, avem foc, să salvez aici și merg în partea aia. În partea aia s-ar putea să găsesc unde sunt diamantele alea mari, unde sunt, care te împiedică să treci, trebuie să tragi cu aia, acolo le găsește alea. Dar acum am găsit asta și asta e bună. Nu știu și asta cine dau, dar mi-e întrebat alea roșii, la profesorii întrebat alea roșii și trebuie să le găsim pe alea roșii. Dacă ai întrebat pe alea roșii, pe alea roșii trebuie să le găsim. Hai să mergem înapoi la câini și mă duc acolo să salvez, dacă nu. O iau bine, da, o iau bine și o iau în față, bun. Oh, băieți, am ajuns aici la căței noștri și mă bag undeva aici unde puteam să salvez. Era undeva aici unde zicea că pot să salvez chiar după. Ia stați așa. Aici după vreau să mă duc. Să salvăm aici odată. Unde era? Chiar aici. A, era la casa asta sus. Da. Hai să mergem sus să salvăm dacă este. Mergem sus, salvăm aici. Priți-vă-ți. Așa, băieții mei. Aici sus avem, avem sobă, dar n-avem lemne. Lemne avem în partea aia. Dacă iau lemne acolo s-ar putea să... Ia stai să vedem. Să iau lemne de aici. Știți că aici erau lemnele. O, aici sus pot să mă urc. A, o să putem să reparăm asta. A, bun. De pe scara asta aici nu m-am urcat, azi nu ce avem aici sus. Casa cred că se poate salva, nu aici sus. Aici sus cred că o să avem ceva, găsim ceva. Dar nu mă urc de aici până aici degeaba, nu? Ia să vedem. Muniție. Oh, bun. Aici stau oamenii, se uită de aici la pază, dacă vine cineva mă atrage. Ca un fel de turn de control. Se pare că și eu zic că e turn de control când am venit eu prima dată, când am ajuns aici. Zicea ceva de turn de control, dacă nu mă înșel. Bun, hai să vedem înăuntru dacă pot să iau de aici lemne. De aici vreau să iau lemne. Dar nu pot să iau lemne de aici. Dar trebuie să aprindem focul, știi? Mă, uite aici sunt lemnele, mă. Astea îmi trebuie mie. Bun, dăm aici așa. Dăm un save aici pentru că avem o piatră. Nu de alta, dar avem o piatră și cu o piatră... Nu că faci mare lucru cu piatră. Mai găsim și atunci vedem cum facem, bă, băieți. Bă, băieți, cred că o să las aici. O să găsim și pentru celelalte. Acum știu ce trebuie să facem. O să facem încă un episod și să găsim celelalte pietre și să facem finalul. Vedem. Pentru că acum am mers cu am vorbit cu profesorul, deci știm ce trebuie să facem. Și până data viitoare, bă, băieți, v-am salutat și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!